Dumnezeu a creat această lume. El a creat această omenire. El a fost arhitectul culturii antice grecești și al civilizației umane. Doar Dumnezeu consolează, consolează omenirea. Doar Dumnezeu se îngrijește de această omenire zi și noapte. Progresul și dezvoltarea umanității sunt de neseparat de suveranitatea lui Dumnezeu. Istoria și viitorul omenirii sunt fără scăpare în fața proiectelor lui Dumnezeu. Înălțarea și declinul oricărei țări sau națiuni se întâmplă după proiectele lui Dumnezeu, proiectele lui Dumnezeu. Sau națiuni. Doar Dumnezeu controlează cursul pe care omenirea îl va urma. Dacă omenirea sau țara își dorește să să mărturisească înaintea lui Dumnezeu. Altfel soarta și destinația omului vor sfârși inevitabil în catastrofă.